bună ziua, răspuns și eu, bine ne-am reîntâlnit. Dispoziția numărul 69, 22 martie 2019, privind convocarea președintelui ordinar al Consiliului Local de Consiliul Cașin, pentru că pe 28 martie 2019. Primarul Comunului Consiliul Cașin, având în vedere avizul numărul 11-2019, emisă către Comisia de Atribuire de denumire a județului Bacău, prin care adresează favorabil proiectul de hotărâre al Consiliului Local al Comunului Mănăstirea Cașin, de schimbarea denumirii școlii gimnaziale numărul 2 Mănăstirea Cașin în școala gimnazială Nicolae Antonaș, Mănăstirea Cașin. Avizul numărul 2 din 20-2019, emis de către Comisia de Atribuire de denumire a județului Bacău, prin care avizează favorabil proiectul de hotărâre al Consiliului Local Mănăstirea Cașin, având ca obiect atribuirea denumirilor străzilor din satele comune în Mănăstirea Cașin cu precizările corespunzătoare. Prevederile articolului 3 aliniatul 7 din ordonanța Guvernului numărul 63 din 2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri aprobată cu modificări și completări prin legea numărul 48 din 2003 cu schimbarea de denumiri aprobată cu modificările și completările ulterioare și ale regulamentului de funcționare a Comisiei de Atribuire de denumiri județei, respectiv a municipiului București, aprobat prin ordinul Ministrului Internelor și Reforme Administrative numărul 564 din 2008. Cererea numărul 7148 din 5-12-2018 a domnului Rusanovski Constantin din satul Rupești, Comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău, prin care solicită aprobarea preluării contractului din concesiune a lotului S5-16, situat în satul Scutarul din Comuna Mănăstirea Cașin, de către familia Ienișor Marinel și Liliana, domiciliul municipiul Brăila, strada Triviții, numărul 9. Contractul de vânzare-cumpărare, numărul 613 din 8-2-2019, încheiat la notar public Liliana Lidia Cristina, încheiat între domnul Rusanovski Constantin și familia Ienișor Marinel și Liliana. Prevederile articolului 36, aliniatul 1, aliniatul 2, litera C și aliniatul 5, litera V din legea numărul 215 din 2001, privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare. În temeiul prevederilor articolului 68, aliniatul 1 și articolul 115, aliniatul 1, litera A din legea numărul 215 din 2001, a administrației publice locale republicate cu modificările și completările ulterioare. Dispun. Articolul 1. Consiliul Local al Comunei Mănăstirea Cașin, județul Bacău, se convocă în ședință de lucru ordinar în data de 28 martie 2019, în sala de ședințe de la primărie, începând cu orele 16, având ca proiect de ordine cele următoare. 1. Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii școlii gimnaziale numărul 2, Mănăstirea Cașin, din școala gimnazială Nicolae Antonaș, Mănăstirea Cașin, numărul 2, punctul 2. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirilor străzilor din satele comune Mănăstirea Cașin. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind preluarea concesiunii lotului S5-16 din satul Scutaru, Comuna Mănăstirea Cașin, de la domnul Rusanovski Constantin, de către familia Ienișor Marinel și Liliana. Punctul 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de salubrizare aferentă anului 2019 pentru utilizatorii non-casnici. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general conform legii numărul 114 din 2018 pentru obiectivul de investiții, modernizare, strada drumul Morii în satul Mănăstirea Cașin, în județul Bacău. Articolul 2. Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică prin afișare la vizierul de la primărie și va fi comunicat în termen legal instituției prefectului județului Bacău. Cine este pentru? Pentru ce? Ordinea de zi. Așa spune. Împotrivă?
Se abține cineva? Supunem la vot și procesul verbal la ședința plăcerea. Așa, supunem la vot și procesul verbal de luna trecută. De luna. Da. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Eu mă abțin pentru aici. Da. Haideți, trecem acolo. Reapărind la familia Arbănaș, în care se recitau sau propuneau, mai bine zis, schimbarea atribuirea denumirii de școală, școală gimnazială Pierou Nicolae Arbănaș pentru școala 2. Am trimis la una dintre comisiile principale, era, bineînțeles, avizul din partea instituției prefectului. Și avem avizul numărul 1 din 11.2.2019, în temeiul articolului 3 alineatul 7 din ordonanța Guvernului 63.2002, privind atribuirea și urmarea de denumiri aprobată cu modificări și completări prin legea 48.2003 și a regulamentului de funcționare a Comisiei de Atribuire de Denumiri Județene, respectiv a Municipiului București, aprobat prin votul Ministrului Internelor și Reformei Administrative numărul 564.2008, Comisia de Atribuire de Denumire a Județului Bacău avizează favorabil proiectul de hotărâre al Consiliului Județean Local al Comunei Măstreacaș de schimbarea denumirii Școlii Gimnaziale numărul 2 Măstreacaș în Școala Gimnazială Nicolae Arbănaș Măstreacaș. Se urmează domnul președinte Velicu Munteanu. Acestor de lui care au născut pe teritoriul nostru.
Vreau să răspund pentru cei care nu știu numele de Sfântul Nicolae Avanaș. Și, din fericire, i-am luat, nu știu, de Marcu Bostădânsu. A fost un erou care este scris în Cartea de Aur a Eroilor Armatei Române care au participat la războiul Primului Mondial. A făcut parte din trupa, ca să zic așa, eroului francez Bertrand, care a dus lupte nemaipomenite pe teritoriul României, aici, la Mărășești. Dacă nu știți despre generalul Bertrand, vreau să spun că este înmormântat la mauzoleul din Mărășești. A fost mâna dreaptă a generalului Bertrand și pentru actele de vitejire care a dat dovadă în timpul războiului mondial, eu cred că este binevenit acest minim, ca să zic așa, omagiu pe care comunul este a dat și îl aducem eroului Nicolae Avanaș. Este un erou de care până acum nu prea s-a auzit. Știu ceva din ceea ce am citit, din ceea ce am auzit, din legătura pe care a luat-o telefone cu domnul Avanaș la București. Am fost la început de acord să susținem această denumire a școlii, deși pentru faptele care le-a făcut dânsul, că noi am fost o armată care a ținut piept cu multă vitejie armatelor germane și a sacrificat cu viața pentru a noi să fim unitate teritorială care se numește România. Cred că este un merit deosebit de care noi trebuie să ne aducem aminte și sunt de acord ca acest omagiu să-l acordăm comunii noastre, ca să poartă școala domnului, să poartă numele erou Nicolae, deci erou Nicolae, erou Nicolae Avanaș, pentru că mai sunt și alții Avanaș. Așa sunt de acord cu această propunere și cred că nu este nimeni împotrivă, mai ales dacă s-ar, din partea fiecăruia, ar citi sau s-ar informa despre toate dirigii care le-a făcut pe teritoriul finalizat din războiul de la Mărășești, acestui domn învățător, la meserie de învățător, Nicolae Avanaș. Suscriu cu propriu simț la acest lucru și cred că este bine ca toată lumea să-și dea seama că avem puțini eroi în comuna noastră acasă și dacă acesta este unul dintre ei, este bine să nu ne neglijăm și să apreciem meritele și să facem un omagiu pentru ceea ce a fost Nicolae Avanaș. Cam atât, ar fi multe de spus, dar nu... Da, cine este pe acolo? Da, trecem la punctul 2. Tot o... revenim, de fapt, cu o hotărâre mai veche, în care nu aveam avizul instituției prefectului pentru denumiri. Este vorba de atribuirea denumirii pentru străzi. Este adevărat că am beneficiat un pic și de expertiza domnului director Virgil Munteanu și am refăcut proiectul. Am primit avizul numărul 2 din 20-a 2-a 2019. Comisia de atribuire de denumiri
județului Bacău avizează favorabil proiectul de hotărâre al Consiliului Local al Comunii Mănăstirea Caș și având ca obiect atribuirea de numirul 11 prin satul Comunii Mănăstirea Caș. Facem următoarele precizări. În loc de strada Ștefan Gărghiță Voievod se va înscrie strada Gheorghe Ștefan Voievod. La străzile care au denumit de persoane pentru care s-a precizat calitatea, profesia, gradul, se va scrie întâi acesta, apoi între numele și numele de familie, conform precizărilor de mai jos. În loc de Gheorghe Simion Profesor, se va trece Profesor Gheorghe Simion. În loc de Gheorghe Pruscureanu, erou, se va trece erou Gheorghe Pruscureanu. În loc de Ieremia Gregorescu General, se va trece General Ieremia Gregorescu, etc. Da. Principalul de știți, dacă v-am adus aminte, noi în 2015 am emis prima hotărâre, nu am avut avizul Comisiei de Denumiri și am revocat-o. Am revocat la momentul respectiv acea hotărâre. Sugestia celor de la Comisia de Denumiri a fost ca să folosim nume ale eroilor din Primul Război Mondial, pentru că era spus slavă Domnului, dar până la urmă asta nu este istoria și, într-adevăr, memoria lor trebuie să rămână intactă și cinstită pururi, dacă este posibil. Și am scos din arhivele județului Carte de Aur a județului Bacău, iar în Carte de Aur a județului Bacău, o secțiune este aparținută și celor din Mănăstirea Cașin care s-au jertfit pentru deantrenarea patriei și aici mă refer atât la războiul de independență din 1877, cât și cei doi care au căzut din Mănăstirea Caștii, care au căzut în război din 1913-1914, cât și ceilalți 125 care au decedat, care au murit pe câmpul de luptă sau în prizonierat, pentru că sunt mulți care au murit și în prizonierat, mai ales în lagările din Ungaria. Am încercat și am reușit, de fapt, ținta noastră principală a fost să păstrăm denumirile existente și care se folosesc. De exemplu, strada Răurușilor, da? Strada Macaz. Așa, Părul Pietrei, mă rog, toate denumirile, strada Pisacra, toate denumirile locale pe care le aveam noi, nu le-am schimbat, le-am lăsat aceleași pentru că în memoria locuitorilor și în obiceiul nostru, atunci când ne referim, de exemplu, la Prisaca, știm exact unde este începând de la Lupești, cunoscut, dar toată lumea știe unde e Prisaca. Am dat principalele denumiri, principalele artere, și mă refer la pe Mănăstirea Cașin, la strada principală, așa cum vă spuneam, Gheorghe Ștefan Voievod, la Lupești, strada principală se numește strada Regele Ferdinand I, iar la Scutaru, strada principală se numește Regina Maria. În rest, dacă la hotărârea din 2015 abordau numele de scriitori, pentru că am vrut să evităm strada Florilor, strada Pinului, strada Bradului și așa mai departe, am completat cu, așa cum vă spuneam, cu nume de eroi din Cartea de Aur a județului Bacău. Și am avut de unde să alegem și i-am și situat așa, de exemplu, erau Ținofonel cu Breja, am folosit poet Vicențiu Gheoldum. Știți, da. Deci am luat personalitățile noastre, personalitățile din Comuna Mănăstirea Cașin. Dacă vreți, le dau citire. Vreți să le dau citire la toate? Da. Avem, deci, pe Mănăstirea Cașin. Strada principală începe de la intrarea în satul Mănăstirea Cașin, dinspre Lupești, de la locuința Ciubătoare Constantin Aurel până la pepiniera Ocului Silvii, până la poda Pietroasă. Strada Prăurușilor, denumire locală, începe de la strada Ștefan Gheorghiță și până la locuința Jidea Dănuț, întoarce pe partea dreaptă.
mergem pe partea dreaptă acum, da? Da. De la intrare mergem pe partea dreaptă. Strada Macaz e următoarea. Strada Profesor Gheorghe Simeon este cea de la Nicușor Ghețu. Strada Ieron Nicolae Arbănaș. O avem și pe asta, de la Puiujica și merge până la mesul de domnul Lazar. Strada Ieron Gheorghe Pustureanu. Începe de la strada Nicolae Arbănaș, așa, cu locuința Vițelușe Emil până la locuința Dograș Dan, strada Iescu Spânătură. Strada Nicolae Mocălă. Strada Poeni, denumire locală, zona fiind cunoscută sub acest nume, de la primul sat atestat în Mănăstirea Cașii de către Paul de Ale până în 1658. Începe de la strada Nicolae Arbănaș, e loc cu locuința din cea din spatele Paraschiv. Da. 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 Dacă aici facem și un pic de istorie, dacă vă aduceți aminte, în actul care s-a făcut în 1410, către Alexandru cel Bun, când i-a dat lui Stan Cașin toate proprietățile de pe Valea Cașinului, se face vorbire despre cele patru sate, da? Printre care și satul Poieni, care s-ar părea că e unul dintre a fost baza înainte de Mănăstirea Cașin. Ce obțin așa spun istorice. Strada Sfinții Arhangheli. Denumire inspirată la hramul Bisericii Mănăstirea Cașin, așezată în imediata vecinătate. Începe de la strada Ștefan, voievod Gheorghe Ștefan, și cuprinde locuința Geana Neculai, până la strada Poncii, vorba de strada. Aici așa o completare. Strada Beloiu era mai greu. Învățător Beloiu. Fiindcă e tot în calea voastră aici și știm cine a fost domnul Beloiu. Învățător Beloiu, la cine vă referiți? La doamna Beloiu? Nu, la tata lui domnul. La Beloiu Constantin, nu? La da. La fapt de zile, vreau să vă spun că s-a luptat în două războaie mondiale, și 16 și în războiul nostru, 16, și din asta arestată. A fost decorat, a fost gradat gradul major. Fără de caz a fost că n-a murit în cele două război mondiale. Și a venit un accident de care a fost. A fost și primar al comunii. Cum avea peste ani să fie și fiul său, persoana mea. Dar asta nu e lucru, asta nu e lucru. I-a murit și o fiică atunci, nu? Da, da. Sora. Și o soră. Și soră de-a mea și cu... Da, este un lucru. Mergem mai departe. Strada Ierou Xenofonă Bobleja. Începe de la strada Poeci cu locuința Artan Chei Ioan și până la strada Vicențiu Gheotu. Așa, Xenofonă Bobleja, cred că știți. Care este la Vicențiu Gheotu? Așa, ajungem imediat la... Strada asta până unde ține? Cu denumirea, până la ce la, de la Artan. Nu, asta noastră. Asta noastră, de aici, de la... La Jitea și până sus, la... La intersecția cu strada Cimitirului. Până pe la Șuport. Până la Iliuță, la tapada Bunării, pe din acolo. Până la Zota, la Dalea. Asta, la cea mai, la Dobelui. Asta era în care zicea că eu nu sunt de profesor. Asta e scurt, da. Asta intersectează... Da. Atât, cuprind cele două locuințe. Geana și Beloiu. Așa. Așa. Deci, Xenofonă Bobleja. De la strada de la strada Ștefan Gheorghiță, cu locuința Bizdeaua Florinicea, de lângă Mocană. De lângă... Vis-a-vis de Văcărești. Da. Vis-a-vis de Văcărești. Strada Inginer Boșteanu Constantin. Boșteanu Constantin fiind un șef, primul șef al locului Mănăstirea Cașin, o eminență în silvicultură.
Începem la strada Ștefan Gheorghiță, locuința Margolovi Iumor și până la Părăul Sărățelă. La Dama Spășa, acolo. Strada Preot Dumitru Marcu, locuitor al comunei Mănăstirea Cașin, atunci și biserica Mănăstirea Cașin până la sfârșitul secolului 19. Începem la strada Ștefan Gheorghiță, voievod, cu locuința Ienache Gheorghe, la Zădescu. Strada Preot Dumitru, nu mai insist. Strada Preot Ierbii, cum știți, nu mai Port Dărnescu, strada Mareșal Alexandru Averescu. Începem la Părăul Pietrei, cu locuința Ionis Zărgan și până la locuința Aștăritor Simeon Ioan. Mircea Stângan. Da. Cea, da. De la Pod în stânga. General, strada General Ilinia Grigorescu. Începe de la strada Ștefan Gheorghiță Voievod, cu locuința Mircea Valeu și până la strada Prăuluce. Aici de la Mircea lui Ioniță, din strada de acolo. Strada Nicolae Iotea, începe la strada Ilinia Grigorescu, cu locuința Gilogaș Gheorghe, traversă apa Prăului Dulce până la strada Prăuluce. Pe cea... Cea pe care... La Ioniță. Nu, aia de dreapta, nu? La Ioniță dreapta. Nu, nu pleacă de la Gilogaș? Nu pleacă de la Gheologaș Gheorghe. Începe la strada Ilinia Grigorescu, general, cu locuința Gheologaș Gheorghe. Da, da, începe la Gheologaș Gheorghe. Da, Ionuț. Da. Strada Nașterea Maicii Domnului, vorba de strada Bisericii Pistel Vechi. Strada Prusaca, iarăși o știm. Arheolog Alexandru Artimon, fiind singurul arheolog care a săpat la Mănăstirea Cașin. Începe la strada Ștefan Gheorghiță cu locuința Oprea Mircea, cea de la Teșul. Strada Sângeriș, e vorba de sus la Badan, de sus. Și ne întoarcem acum. Strada Gheorghiță, toți cei care îi ciudim Vasilache în Gheorghiță, Gura Pisăcii, și cu privire de cei de la Panciu, din zona Panciu, Apostol, Alecu și așa mai departe. Erou Alexandru Florescu. Păi, ce dracu este Cremurica la Vale. Mai sus de Domnul Ricui, da. Care coboară în... Da, în mare. Da, în mare. Constantin Prezan, Mareșal Constantin Prezan. De la Jitea Gurița de stație. De stație. Și ajunge din nou în strada Ștefan Gheorghiță. Se duce, da, se duce pe la Jitea și se duce jos pe la Leculești, Fânărești și urcă sus la Alexandru. Nu face dreapta către... Nu, 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 nu. Nu, nu, merge pe principală. Alecu Ruso, strada scriitoare Alecu Ruso, începe la strada Constantin Prezan Mareșal, la locuința Gheță Neculai și asta e care zici. Care se duce pe la Jitea, da, la Mareșal. Strada Bunăvestire, vorba de strada care duce la biserică. Strada Bucărești, o știm. Strada Stuzești, iarăși, e cea care îi cuprinde pe cei din partea de jos, Hangamă, Stursul, Ioan și așa mai departe. Strada Erou Neculai Grosu. Cine? Neculai Grosu. Grosu? Da. Cine este? Un noi din Mănăstirea Cașin. Da, 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 da. Păi de asta nu-i nobili, dar nu mai este acolo. Era atunci, era atunci. Din cauza asta, spre aducerea aminte, pentru că sunt nume care acum nu mai sunt. De asta mă trebuie. Domnule, ești un gros. Există o dinamică, vedeți că există o dinamică și în nume. Cu toate că noi, Valea Cașinului a fost conservatoare, n-aș păstra numele de familie, da? Dar sunt multe care nu mai sunt. Hai să vă dau un exemplu. Lumina Lupești, de la Lupești. Da? Nu mai este niciun... și a fost... Nume, da. Din Comuna Mănăstirea Cașin.
GPS. GPS. Da. Deci cum ai seama? La fel și în gros. Nu mai e copii. Comarac. Comarac sunt. Comarac sunt. Comarac și în GPS. Mai aveam un copil. Nu, unul la Curești și unul la Suceava. Ioan Toma. Iarăși la fel. Da, nu știu Toma nu mai sunt, că a fost un apropiei Toma și gata. A avut papa s-a căzut pe lucrurile și s-a văzut. Da. Da, doctor. Strada Ioan Păduraru, de la Costa Punteza, la Mihulesc, Constantin și până la Fierării, cea care ies... La Gelul Tărpov. La Tărpov, da. Strada Fierării, acolo unde a fost Fierării, unde e Mojitea, toată zona aia. Strada Ierou Samson Fulea, care e copii, e vorba de... Cum vorba de domnule? Samson Fulea, Samson Fulea, domnișoara Domnului. Bărbat. Bărbat, care a fost... Și strada de la Ierou. Da, strada Ierou. Strada Scriitorii Ioan Misir. E considerat că strada... Luna de Ierou și Mastres, pe care le avem în... Așa e flăcăi. Păi, de la cean, la vale, cum îi spuneam? Cofetărie. Cofetărie îi spuneam. Da, da. Ce despre aia, așa. E rău, iată, copia. De ce aș păstrează? De la... Și el așa nu vrei. Moravul, Maria, Oancea, e vorba de strada din fața sectorului, care sunt despre Oancea, la vale. Da. Și Obrazu. Obrazu. Drumul Morii, și strada Podbărăceanu. E cea care pleacă din drumul județean și până la pod la Bărăceanu. Asta este pe mănăstirea Cașa. Vă spuneam, strada Regele Ferdinand I, principala. Strada. Strada Șanța Anticar, de la Geană Ion Moraru Dănuț, începe de la locuința Moraru Dănuț până la locuința Geană Ion pe partea dreaptă și retur la locuința Niculei Țivân până la Orsică Eugen. Se intersectează cu strada Ferdinand I și cu strada Port Bălăceană. Șanța Anticar. Șanța Anticar. Așa e zice lui... Nu? Nu așa e zice lui... Așa e zice lui... Așa. Șanță, dar de rezidu. Poliția al comunului. De ce? 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 Anticar, lăsați numai. Nu, anticar. Strada Zorului. Altceva nu. Zambiră. Acolo a fost... Zambiră. A fost un zic. Haideți că găsim un asim tot la fel un nume de erou. Un nume de erou. Un nume de erou și-l punem. Da, da. Mai bine. Mai ales că e vorba de... Da. Strada Dubăcești. Ulița mea. Aici. Ulița mea. Și rămâne Dubăcești? Rămâne. Dar o știi tot. Da, dar nu o știi. Deci sunt... Așa e, da. Dubăcești a fost un zână. Și a venit de nume. Asta este, da. Adică nu-i mai e. Și chiar o familie numeră. Creier. Nu, da. E important. S-ar fi patru casă, patru familie în casă. E important. Până la urmă, asta suntem, da. Ce se face? Nu. Degeaba vă obțin noi gardul și noi vom așteaptă Leu. Da. Strada de Leu, mai zonilor sunt veni. Strada Paul de Alep. Am considerat că e bine să păstrăm și pe cel care a făcut prima relatare din istorie vis-a-vis de Mănăstirea Cașă. Și vorba de strada de la Neacuriță Necula, nu? Acolo sau unde? Emiliana, Emiliana, până nu. Vorba de cei de la Vichiri. De la Chipri. De la Chipri, de la Nerea Mărăoșu până undeva. Strada pe Romul Negru. Cum îi zici acum? Paul de Alep. Nu mai găsești nimic, nici. Ai faci cu asta, nu-i așa. O să dăm denumite străzi, o să punem plăcuții. Plăcuții, da, mă. Strada Pălmul Negru. De la Matagiu, asta la Dovale, până la Vasile Basandreac. Cum i-a zis acolo? Pălmul Negru. Până la Vasile Basandreac. Da, bine. Acolo, strada Cărjeu, la
Chiuț până la Răucaș, în prima stradă, da. Prima stradă, la Buleia. La... Da. Cum e ce se Cârjeu. Cârjeu. Dar cum să chemăm? Face legătura cu fostul sal. Fostul sal, da. Fostul sal pe ei. Da. Da. Și așa mă duc pe ei. Fostul sal pe ei. Da, da, da. Trebuie să ne gândim. Da, pe Părvulești. Bun, și acolo rămâne strada Zvane Câmpine, acolo rămâne... A fi un integrat în cealaltă. Da, da. La Părvulești, i-a spus strada Podboie. De aici, de la Baciu, până la... Până la Niță, până la Nea Nicolae Niță, până la... Până aici și la tot. Da. Strada Lunca Coarini, ca să păstrăm de Lunca Coarini, așa îi se mai spunea... Așa îi se mai spunea Lungi. Platou. Platou. De la Mircea lui Ionaș până la... e tot ce vine în jurul... Inelul ăla din jurul Lungii. A, nu Bradaci. Strada Bradaci vine de la Mircea Ionaș până la Bradaci. Și la Bădreu? La... Așteptați că ajunge. Strada Chietriș, cea de la Mitroiu, ulița de la Mitroiu cu Mitroiu Doru, cu ăsta, strada Hălășel, Chietriș. Chietriș? Da, Chietriș. Chietriș, nu Petriș? Nu, Chietriș. Chietriș, de la Chiat. Da. Strada Hărășel, la Bucur, cu Pârbu, cu așa. Și mai avem strada Ieronico Neculai Berpuș, la Șandru Eugen și până la Curmătură. Și mai avem strada Curmătură, cea care face legătura dintre, pe la... Stoica și... La Dodo. Iar strada care duce spre Bătrânul se numește strada Podul Vrancei. Da, asta e. Da, și mai cer Podul Vrancei la Podul Vrancei. Așa, Podul Vrancei. Da. Asta se știe. Avem, iarăși ca propunere, strada Erou Ioan Calefte pe la Pascu... Dănuț. Da, Dănuț și Covarul la Cerban. Covarul la Cerban, da. Strada Preot Corneliu Nălboc, e vorba de locuința Ghilocaș, Tatiana și toți care... La stradă, așa mai departe, da. Până la Rupă, da? Da, da. Strada Erou Ioan Moraru, e vorba de strada aia care trece pe la Nel Moraru. Strada Haloș, la Neculăiță Ion. Sus, la Apostol. La sus, partea de sus. Da. La... Și strada Gura Lapsului. Pentru Sutaru, sigur, strada Regina Maria. Am mai rămas de rezolvat la Upadă. Vrește ulița la... Nu, haideți că găsesc acum. Net de șanța anticarie, toată lumea era de aici, de la Rusu, până la Bunoaie, jos. Ăla-i șanța anticar, ăla-i denumirea șanța anticar. Dar nu e bine șanța. Nu, a fost șanț. A fost șanț. A fost șanț, a fost în timpul războiului, știți foarte bine. Nu zicem șanț. Sunt așa. Șanțul e pentru aia care eu știu sunt... Care-i toamne șanț. Sunt după șanță. Mai ales că suntem de șansă noi. Șansa a fost făcut pentru apărare. Da, pentru apărare. Nu? Ce-ai zis? Ai luat eu cu ulița. Tu ai făcut-o cu ulița. Nu știu.
a fost întocmit, să vă dau și detalii, a fost întocmit în 11 august, eu adus la primărie Mănăstirea Cașin din 11 august 1932. Care e? Cel care a stat la baza Peții de Aur al județului Bacău, cel cu eroi la Mănăstirea Cașin. Domnul Mirică, vi l-a dat? Da, de la domnul Mirică. Uităm un pic și să... Ia ce... Ce lucrezi la domnul Mirică? Nu, mă, să ce ești mai aici. Să găsim un numit de... Am lucrezi la domnul Mirică? Ce anume? Da, sunt, dar e greu de spus acum cine și cum. De exemplu, avem ce n-am folosit. N-am folosit Bițoiul Vasile, bucătarul Ioan. Bițoiul Vasile a fost soldat, a murit la Slănic Moldova. Bucătarul Ioan a fost soldat, a murit la Muntele Jidan, la Bicazul Negresc. Oprinoi Gheorghe a murit la dealul lung în Transilvania. Mirica Neculai, Sobejanu Ioan, Sobejanu a murit la dealul Spinului, la Saftei Mihai, nu știu, nu cred că există o legătură. Olavul Ioan. 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 Papara Radu, de exemplu, iarăși la Papara Radu. Pare din Lopești. Da. Da, da. Olaru Ioan, da? Olaru Ioan. Vine așa, da, era Olaru Ioan? Da, e bine. Da, așa, atunci așa rămâne, vedeți să vă... Ești și ușor de reținut. Da, și capul meu zicea, și nu mă l-am lăt. Da. Ne zicem. O mai pomenesc, doamna Olaru. Acum aici o... Da. Și am prezervat-o și pe asta. Da. Nu știu mult. Bine. Mai are cineva vă obiecții, ceva vă obiecții? Păi, vreau ca să îl doamna președinte, un comentariu vreau să fac, că e foarte important. Vreau să spun că acțiunea asta de numerotare și de denumire a străzii în Comuna Mănăstirea Cașin este o acțiune foarte importantă din toate punctele de vedere. Eu aș vrea să spun că cam toate localitățile din țara asta și-au făcut, au trecut de pasul ăsta și-au făcut denumirile străzilor. Dar ceea ce este important este că această nouă denumire a străzilor din Comuna Mănăstirea Cașin trebuie neapărat puse pe o hartă. Pentru că noi vorbim acum și vorbele se duc, cum spune poetul, scriba rămâne și vorba se duce. Verba volant, dictament. Deci, ca să știm exact cum arată configurația acestor străzi pe teritoriul Comunei Mănăstirea Cașin, ne trebuie neapărat o hartă a acestor străzi, care trebuie să fie făcută în tot un singur exemplar, cel mai multe, pentru că ne trebuie o hartă aici neapărat la primărie, o hartă la poștă, neapărat la poștă, o hartă la poliție, ca să zic, și cine mai vrea. Fiindcă trebuie să ajungem neapărat acolo ca, să zicem, și la școli. Corespondența toată care vine prin poștă de la, din toată lumea, din toată țara, mai trebuie după aceea, din toată lumea, trebuie să știe atât destinatarul cât și expeditorul, să știe unde trebuie să ajungă, corespondența respectivă. Pentru că acum, domnii de la poștă știu așa că e învățat, cum îl cheamă Poraș, că am întrebat pe unul străzi, nu știu ce, dar dacă are adresa exactă cu numele străzi, atunci se mă duce precis la, la locul de sănătate. Scuzați un pic, dar în buletin o să fie trecut în stradă. Așa va fi după ce se aprobă. Păi da, dar deci primul pas este să facem această hartă și uite, normal ar fi fost domnul primar să avem în față aici și spui de domnul meu. Pentru nu pot fără aprobare. Care știu... Este propunere? Cum de ce nu mai? Ce eu l-am până în 2024. Apropo, pătrânele de urmă. Să o facem, să o facem... Să o facem...
Dumneavoastră sunteți destul de inteligent și ați înțeles unii din străzi. Deci să facem într-un timp cât mai scurt, pentru ca să intrăm în această obișnuință a oamenilor, că adresele fiecare sunt pe anumite străzi, pe anumite numere. Și că se cu GPS-ul, punem GPS-ul prin mașină, se duce unii strada în loc. Deci, Oricum, pentru populație durează mult timp până la toate străzile. O să vină unul străin pe strada, nu știu unde de acolo. Păi cum ți-o știi? Cu atât mai mult pe hartă. Da, bun, de acolo. Da, spun. Eu hartă la primărie. Durează mai mult să îndețe după atât lumea și-o străzile. Eu doar nu încerc. E o chestiune generală. Problema
problema cu complexa gunoiului. Noi așa o denumim. Suntem într-un grafic bun. Bun. Chiar foarte bun. Chiar neașteptat de bun. Și cu ocazia asta vreau să mulțumesc locuitorilor Comunii Mănăstirea Cașin pentru receptivitatea de care au dat dovadă și de civismul de care au dat dovadă. Pentru că vă spun că am mai avut și anumite probleme, dar, per general, avem o mână cu oameni extraordinari. Și o să vă explic și de ce. Gândiți-vă că în perioada noi fiecare sâmbătă suntem în teren. Echipă făcută de primărie, fii primar, viceprimar, fii primar cu un lucrător din primărie, fii viceprimar cu un lucrător din primărie, fiecare sâmbătă suntem în teren și încercăm să ghidăm cât putem și cu rezultate, aș putea spune, excepționale. Și să vă explic și ce înseamnă excepțional. S-a făcut prima colectare de deșeuri reciclabile. La prima colectare de deșeuri reciclabile, Mănăstirea Cașin a dat deșeuri reciclabile cât Poituzu, Bogdănești și Cașinul la un loc. Iar acum o să dea două. Și probabil că acum o să dea două. Deci, vă dați seama că discutăm cu niște locuitori destul de bine informați și de receptivi. Mai avem și cazuri de excepții. Na, ce să facem? Asta este. Chiar astăzi am tras cineva de mânică și probabil urmează să luăm și altă măsură. Să duci mi-a mâncat la părul dulce, mi-a mâncat tot toți băieții și au făcut sărbizare normală. Dar, mă rog, mai avem și altfel de cazuri. Cert este că luna ianuarie am plătit 15.000. Nu, în cantități. Nu, am plătit în luna ianuarie 15.000 de lei. Deci sub 16.000 că plăteam anul trecut, în aceeași lună. În luna februarie, ne-am primit cantitățile, avem 47.09. Da, și ne raportăm, am ajuns acum la cantitățile cam din 2015, faptul de monitorizare. Oricum, suntem într-o scădere într-un picaj, aș putea spune, vis-a-vis de calitățile astea. Dacă reușim să menținem așa, atunci reușim să menținem și echilibru cu taxa, cu ceea ce ne propuneam noi la început. Da? Adică nu vom fi nevoiți să mărim taxa, așa cum au făcut-o și alții. Ceea ce e un lucru bun. A rămas de rezolvat problema agenților economice. Propunerea care vă aduceți aminte, propunerea era de 5.000 per salariat pe lună și așa mai departe. Nu mi s-a părut un criteriu echitabil. Un criteriu echitabil de ce cauza? Hai să vă spun. Acolo Silviu, de exemplu, are 80 de angajați. Da? 80 ori 15 ar fi trebuit să plătească vreo 1.200 de lei pe lună. Da? Și... Da, nu, dar nu era corect. Când te gândești la impunerea unei taxe, te gândești să fie cât mai corectă și cât mai să aibă și eficiență. Dacă lui îi puneam 1.200 pe lună, unul care avea 10 salariați, și care, de exemplu, Șitea are 30 de salariați, dar nici eu nu lucrez la Mănăstirea Cașin. Sunt toți din Mănăstirea Cașin, dar nu lucrez la Mănăstirea Cașin. Nu aproape toți, mă rog, nu sunt toți. Dar ce te făceai cu, de exemplu, cu unul ca Bogdan Puscoviț, care generează deșeuri organice, da? Coajă de copac și așa mai departe, de care ei se descarcă foarte ușor, că o duc acolo unde duc ei, o vând, da? Și nu fac deșeuri menajerii. Și îmi puneai să plătească o taxă pentru care nu era modelul, da? Deci, acum, nu plângem o formă, cum spuneam, sau școală. Școala are în jur de 50.000 salariați. Și iarăși, puneai să plătească pentru ce? E, noi am gândit un sistem din trei... Mai întâi de două unități
cât e societăți sunt? Adică câți consumatori de ăștia non-casă? Sunt toate, 70. 70 de firme? Da. Da, sunt în jur de 70 de firme. Firme, puncte de lucru, nu. Problema este că mulți apar înregistrați cu un singur... Sau cu zero salariat. Sau cu zero, zero salariat. Da. De asta zic că, iarăși, criteriul salariat nu era un criteriu de bază pe care să-l luăm în cap. Și ne-am gândit să-i împărțim în trei categorii. În primul rând, cei mai mari din experiența pe care o avem noi, cei mai mari producători de deșeuri sunt magazinele mixte, care produc deșeuri de toate genurile, da? Începând de la deșeuri de ambalaje, de carton și tot felul de ambalaje, până la sticle și așa mai departe. Iarăși, a doua categorie pe care am luat-o în calcul a fost cea de genul... Rumeguș nu mai există, pentru că Rumeguș nu se vinde în momentul. Rumeguș nu se vinde. E eroare să vândă Rumeguș. Rumeguș nu mai este considerat un polvan, un material polvan. Și fac pereță, caută. Să fac pereță, caută Rumeguș, dar nu mai există. Rumeguș, ca să fere să arunce. Nu știu eu, stai zic, la mama este Rumeguș? Cu calzeie. Este tot de ce se fac. Unde este? Pe taie din Rumeguș la poartă. Își vorbesc din Rumeguș cantăți industriale, cum ducea pe Slăviță la Scutava acum 20 de ani, ducea mașini întregi, era când ăla era prin Rumeguș. Nu mai există așa ceva. Gata, s-a terminat. E căutat. A doua categorie este i-am prevăzut noi pe cei din spațiu public, ocol, școli, primărie. Așa, iar a treia categorie să reprezinte punctele de lucru și cei care au activitate minimală, o activitate minimă. Adică, nu. Pentru cei din prima categorie, categoria cea mai mare, vorbesc de persoane publice, am propus o taxă de 100 de lei lunar. De exemplu, primăria Ocolul Silvic și școala, că alte instituții publice nu mai are. Pentru cei care, vă spuneam, care dețin magazine mixte și să plătească 50 de lei lunar, am luat în considerare și faptul că exista obligația, știți că ei aveau contracte făcute individual cu Rompresto, în anul trecut, de exemplu, da? Și erau obligați să încheie contract cu 0,5. 0,5 însemna 65 de lei pe lună. Am luat în considerare cifra asta și am zis, da, 50 de lei pe lună ar fi o sumă care să... adică să-l poți ajuta și pe omul. Iar pentru celelalte, pentru punctele de lucru, și pentru cei mai mici, trecut domnul Vigie aici, exemplu, unități sanitare, farmacie, poștă, atelier, dicroitorie, cântărie, morărit, și la mădă, 25 de lei lunar. Da? Deci, ultima. Nu eu... Pentru unități sanitare au contracte speciale pentru unități... Nu vorbim strict din menajer. Dar noi discutăm de gândire la jertă. Dar care era stația la cei casnici? 47 și ceva. Da, casnici a rămas stația 47. Mi se pare mult 23 de ăștia. Deci de... Foarte mult. Eu nu fac o contabilă la toată. Pe an? Un om? Casnici, da. Da, ce nu fac un contabil de la 4 lei, 7, da, în mulții cu 12. Și ce mi-e în 23 cu un contabil de la... Păi nu, că altfel, ca să iei 15 lei per salariat, pe lună, e bun. E mai bun, dar eu să fiu salariat, 15 lei. Pe care e comentul de la 25 lei? Păi zice, ce vreau, dau 2 lei, jumătate. Bun, acum, încercați să nu fiți subiectiv. Dar încercați să puneți-vă, puneți-vă pe voi în echilibru, dar vorbiți de altcineva. Da, poate sunt unii care fac și două mere în săptămână. La ce, la farmacii? Niciodată nu ies.
Ba da, sunt ambalaje. Câte kilograme poate să dea un agent din ăsta economic? Ca să zici la 25 de lei. Câte kilograme de gunoi? Dar nu există. Stați-o șopă, nu discutăm așa. Discutăm despre o taxă, pentru că așa spune unul, domnule, îți fac două beri și atâta, fac 200 de beri și totul e calculat subiectiv. Noi discutăm pe o taxă care se plătește... Taxa asta trebuie să reprezinte un lucru. Absolut. Dacă se reflectă și un serviciu, obligatoriu se reflectă și un serviciu. Nu trebuie punctual, dar în general. Pentru că așa ai 100 de cazuri diferite. Fiecare CRL are... Hai să le luăm pe astea, nici să le luăm așa, pe fiecare spese. De la proiectorii. Spune-ți mie, cât de șomenager poți să facă baza asta într-o lume? Păi poate să facă. De exemplu, vine cu un pachet de acasă, mănâncă, face gunoi mele la jef. Deci o săptămână faci la mine de 5 kg? Nu știu. M-am apucat cu ce-ți fac. Să-i... Adică am luat un caz așa. Să-i... Da, hai să vă să-i cântăresc. Activitățile de șupărit. Ce spune? Sunt... Da, să aceeași chestie. Sunt taxate. Pentru că ei nu produce nimic. Nu există. Mai ești tu, ambalat. Și acolo așa. Păi spune, la albine se folosește tot dosă. Nu, e vorba de numai de albine. De exemplu, când aduci foi de ceară, ai ambalaje, când aduci ce nu se folosește. Zic, tot se folosește, ceara se folosește. Nu, domnule, vorbesc de ambalaje. Da, știu, de ambalaje, nu folosesc la izolarea familiei. Da, și ambalajul, la urmă, urmă, se păresc. Până la urmă... Pe vorbeam de menajera. Păi nu. De capoane, de capoane, sticle și alte menajere. Ba da, este menajer, dar reciclabil. Deci este menajer care nu se poate recicla și menajer reciclabil. Bun. Deci ai se poate. Deci adică lupă pe ăștia mici, să a, ba da. Deci mai facem o categorie cu mai mici? Nu, stați-mi. Foarte mici. Foarte mici. Deci la primele două categorii e vreo problemă? Nu s-a dus de 100 de lei, nu se pune problemă. Dacă facem comparații la 80 de oameni, doar să dă numai mult. Deci e vorba de a treia categorie, cea mai mică, da? Da. Și? Să desfacem în două. Nu, nu, mai desfacem în două. Hai, lăsați-o. Eu zic cu 5 lei pe luna. Haideți să fie la mijloc. Deci eu zic 5 lei. 20, da? Un 15 pe care nu le-a făcut. Altă propunere. Mai este altă propunere? A fost a lui cu 20. S-a retras. Nu văd de așa de acolo. Nu ne gândim chiar la Lucian, că e așa de amărât. Dar mai să mai amărâs ca el. Lucian nu e amărât. Dar n-am zis de amărât. Eu zic că nu știu dacă nu știu ceva, nu-ți produci de ce îți plătești. Nu înțelegi. Fac eu urmă caz de 50 lei. Adică nu mai e. Eu nu mai comentez. Aș cum mai zic. Deci, de ce la care are un mini? Văd un mini, da? Ce face? Rupem și eu cu reputul. Ce face la urmă? Și nu face nici bine. Eu trebuie să plătească domnul Arban. Lăsăm la urmă la 15 lei. Cât să? Bun. Deci, rămân pentru publici 100. Da? Pentru magazine mixte 50. Și pentru al doilea punct de lucru și pentru cei care nu au alimentație publică, 15 lei, da? E bine. Da? Da. De acord? Da. Să puneți la vot? Da. Sau să mai comentăm? Nu, hai. Este o legată. Acum să-i dau. Să-i dau să-i dau să-i dau să-i dau să fac o informație. Foarte important adresa care trebuie și e foarte bine de știut. Am zis, Începând în vedere semnarea actului adițional numărul 3 la contractul de legare a gestiunii serviciului de colectare și transport cu USC
Compania Rompres Services A, în data de 1.02.2019, vă aducem la cunoștință faptul că în baza acestui act, contractul se modifică astfel. Colectarea deșeurilor menajere de la utilizatorii non-casnici se va efectua în cadrul același program de lucru, în amestec cu deșeurile asimilabile menajere generate de utilizatorii non-casnici. Aici să vă precizez, după cum știți, marțea făcea colectare la agenții economici. Acum face sâmbătă, face agenții economici și casnici. Ritmul de colectare al deșeurilor reciclabile pentru toate categoriile de utilizatori este următor. Zona de urban nu ne interesează. Pentru deșeurile de hârtie și carton, precum și deșeuri din plastic și metal, la utilizatorii casnici și non-casnici, din rural, o dată pe lună. Și programul de la Rompres este prima joi din lună. Pentru deșeurile de hârtie și carton, precum și deșeurile din plastic și metal, de la utilizatorii casnici și utilizatorii non-casnici din mediul rural, o dată pe lună. Pentru pomperoanele care le-am amplasat. Pentru deșeurile de sticlă, de la utilizatorii casnici și non-casnici din mediul urban și rural, o dată la 3 luni. Deci trimestrial. Da. Aici, dacă, nu știu dacă ați observat, în deșeurile de hârtie carton și deșeurile de plastic avem și metal. Am mai întâlnit întrebarea, dar doza de bere, doza de suc, unde o pun? Punem la plastic. Deci, ăla e metalul, nu? Da. Cutiile, nu? Da, probabil la asta se referă. Iar foarte important. Pentru asigurarea finanțării serviciilor de salubrizare, de unde am ajuns la propunerea noastră. Pentru asigurarea finanțării serviciilor de salubrizare, autoritățile administrației publice locale, ale UAT-urilor, membre ADIS, vor stabili în area administrativă a fiecăruia taxă specială de salubritate, atât pentru utilizatorii casnici, care noi am păstrat-o 4,17, cât și pentru utilizatorii non-casnici. În așa fel încât să poată acoperi suma de plată aferentă cantității deșeurilor generate de fiecare UAT în parte. Pentru serviciile de salubrizare, colectare și transport, respectiv operare, instalații, depozitare, tratare, transfer, sortare, după casă. Având la bază caracterul minimal obligatoriu din prevederile planului anual de evoluție a taxelor aferente, proiectul de sistem integrat al management al deșeurilor solide în județul Bacău, aprobat prin hotărârea AGA la ADIS numărul 18 din 24-12-2010, precum și cu caracter orientativ de recomandare a prevederilor planului anual de evoluție al taxelor actualizat 2018. Este vorba de planul care noi l-am votat și în 2010 și de care domnul primar a făcut referire când ei au venit cu propunerea de 6 lei și noi am mers pe planul vechi pe 4,17. Iar ei aici în pasajul care ne-l trimite, spune că are caracter orientativ, putem lua și evoluția taxelor actualizate pe 2018, de 6,8, dar putem să avem la bază și planul aprobat numărul 18 din 24-12-2010, ăla cu 4,17. Adică ei spun, domnule, noi te faci ce vrei acolo, noi nu ți punem să... Încă o precizare. Încă o precizare. Serviciul ăsta cu
agenții economici, cu utilizatorii casnici și non-casnici, funcționează cu data de 1 februarie 2019. Deci cei care aveau contracte nu au mai plătit la Romprest. Noi acum aprobăm taxele care le-am discutat, dar au aplicat, o să aplice cu 1 februarie 2019. Deci și luna februarie. Pentru că din fața e pe anul, clar. Pentru că anii care au plătit. Deci ei care au plătit până în 3 și toată niciun. N-au avut cum să plătească. Ianuarie au plătit la Romprest, agenție economică. Bineînțeles că nu plăteau toți. Așa? Care aveau contract. Iar începând cu 1 februarie 2019, n-au mai făcut serviciu special pentru, pentru agenții economici sau non-casnici, cum e denumit. Alte comentarii, alte precizări, dacă eu... Nu sunt. Hai să trecem pe comentarii. Am votat. Asta a fost precizări. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării deviziului general conform legii numărul 114/2018 conform legii. Pentru obiectivul de investiție modernizare strada Drumului în satul Mănăstirea Cașa, județul Bacău. Da, am zis că aici o să vă este că este bine. Știți că am semnat că finanțare pentru asfaltare la Drumul Mori. Am scos la licitație, nu s-a prezentat niciun agent economic. Conform actualei legislații și odată cu creșterea salariului minim pe economie, peste tot și mai ales în construcții, s-a făcut 3.000 de lei. Salariul minim în construcții, vorbesc, domnul. Păi nu, am spus, dar n-am spus din asta. S-a făcut, în construcții s-a făcut 3.000 de lei și automat nu mai sunt resurse ca să se poată definitiva lucrarea. Atât consultantul cât și proiectantul au venit cu propunerea să se recalculeze și conform cu ordonanța Guvernului 114 s-a recalculat deviziul general și rezultă o creștere a cheltuielilor cu 258.000 de lei. Bani care trebuie să suportăm din bugetul propriu. Asta e creșterea, da? Asta e creșterea. Față de valoarea față de valoarea inițială, da. Valoarea inițială era 97, total general, 917.648, iar valoarea actuală este de 1.228.404. General Manopera. Eu vorbesc din totalul general, din devizul general. Da, acolo deci creșterea mare vine din Manopera. Așa. N-avem cum să stăm înapoi, mai ales că este semnat contractul de finanțare și clar, dacă vrem să facem investiția asta, nu avem apă. Problema este că noi vrem să recetăm și de la să ne negociere și de la celelalte contracte semnate. Numai că s-ar părea că din fericire, eu zic, acum, la momentul ăsta, spun din fericire. Al colegul ne-a venit cu o diferență de aproape 900.000 de lei la școală, pe care am respins-o în primă fază. Phoenix Transbacul ne-a venit cu o diferență de 250. Cei care lucrează la drumuri. Cei care lucrează la asfaltarea de drumuri. Da. Pe care le-am respins-o și lor. Acum suntem într-o discuție și într-un duel al adreselor cu Afir Constructor Beneficiar, între unii al hârtiilor. Să vedem cum o să ajungem. Cert este că nu mai putem continua și nu putem scoate la licitații până când nu reactualizăm devizul general la lucrarea asta. Și e o lucrare importantă și e păcat să ne oprim aici. Da.
proiecte. Au șanse să fie finanțate lucrurile astea? Dacă este semnat contractul, nu. Da, e semnat și vin mereu cu mării unde n-ai dat. Dar nu e... Odată ce contractul e semnat, nu trebuie să se schimbe unde e treaba. Sunt niște norme, nu-i vina lor. Deocamdată... Dar este prevăzut în contract că se reactualizează sumele odată cu... Eu v-am informat cu aia, deci cu celălalt de două. Eu acum discut de drumul Morei, unde nu-i semnat niciun contract, da? E vorba de lucrare cu ori unde s-a prezentat niciun constructor. Dacă noi l-am scoatem o dată la licitație, dacă noi scoatem o dată la licitație, nu există. Haideți că a lucrat și dumneavoastră și știți, nu e... Deci dacă noi scoatem o dată la licitație, o să plătim consultanță până ne crește barba albă la toți. Pentru că nu se prezintă niciun, niciun agent economic, nu vine să participe acolo, că nu-l interesează. Domnule, nu mă interesează, dar ce să fac acolo? Nici din casă de iar. Proiectul inițial a fost făcut pe o anumit cost pe oră de produs. Absolut, da, așa. Ora de producție era 11 lei. Ei o făceau toți pe normativ. Când în 2018, în decembrie, pe ordonanța 114, s-a fixat ora de manoperă în construcții minim 17,92 de lei. Vă dați seama că de la 11 sau până la 17, o oră de muncă, nu ne gândim că e 5 lei, 7 lei, 8 lei, 9 lei, fiecare cum o negocia. Pentru că la o asemenea lucrare avem poate mii de ore și de acolo e gros. Iar nimeni nu o să vină să negocieze acum cu 17 lei când în devizii 15 lei sau 11 lei. Nu se acoperă. Vine cu ce număr de salariați fac. Nu, că numărul de ore tot ăla rămâne. Ca și executivit de lucrare. Ăla e care e stabilit proiectul, am înțeles. Adică noi vorbim de minim. Și ordonanța face precizarea la salariul minim. Dar asta o aprob, dar nu înțeleg ordonanța ta aici. O aprob, dar e vorba de alte prevederi, nu. Iar hotărârea sunt așa, se aprobă majorarea devizului ofertă cu suma de 258.509,48 lei, cheltuială neeligibilă, suportată din bugetul local la care se adaugă TVA pentru obiectiv de investiții, modernizare, strada drumul Morii, satul Nezitea și județul Bacău. Asta ați actualizat în funcție de ordonanța actualizatului. Prețul pe oră. Păi să dea cu pietră banii, că e mărit cu ordonanța asta. Doamna Bionica e dat, domnule, stai aici. Da, vedea. Până atunci, hai vedem. Da. Am primit cifrele la buget, săptămâna viitoare pregătim ședința, sper ca săptămâna viitoare, joia viitoare, să avem din urmă. A fost promulgată? Da. Da, dacă sunteți de acord cu... Da, toți. Da, stresele astea care sunt începute, da. Să mai faci și tu. Vreau să vă la ședința, la ședința, nu se pune iată. Deci anul ăsta se termină sau? Eu așa și dacă anul ăsta se termină cu asfaltul. Ei pregătesc și strada asta de aici din spate, la Dimulescu din stație. Au cărat piatra, și-au plăcat-o. Probabil că atunci cum vă stoarnă asfaltul, toată în câtea de trei, că aveau intenție să... Dacă nu se știți, ne rugăm la Dumnezeu să nu plouă, că șanturile sunt fondate. Da. O aia pe drum, ne e multe de tot. O să ziceam, să... că am intrat serios. Săptămâna asta am intrat serios pe dreapta. Este acolo. Nu jos, dar nu e acolo. S-a terminat, au terminat după spiatra asta, nu? Și nu e acolo. Ați fost pe acolo? Da. 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 Am cine vreau? Cine se mai înscrie? Cine are curajul? Am cine vreau? Stați, înscrieți-vă și faceți. Aveam la diverse eu două materiale. Da, ați înscriat? Cum? Este...
vorba de autobus nu e. Dacă de regulat, atât Târgovna cât și Slădică au venit cu cereri ca să le renoim contractul. Deci, am automat am să facă fac ce trebuie să venim să obținem aprobare Consiliului Local. Dacă sunteți de acord, propunerea mea este să le să continuăm închirierea, cu utilaj disfuncțional. Da, să le mărim și noi taxa. Păi dacă nu-i mărești așa, dacă nu o tot îi mărești cu taxa, și la drumul și la mama rea, dacă nu-i mărești și noi. Îi facem un alt contract. Ce fel ne-am legat? Ne-am legat că l-am plătit miliardul și ne-am plătit. Noi parcă rămășește să găsim și totul și să vedem dacă facem noi de sunt deocamdată, nu putem să facem. Nici măcar fondurile de obiectivare. Cred că ar fi putează ca George Bucur să dau o fugă până acolo să vadă starea tehnică a lor. Dar mașinile funcționează, da. Dacă ați mers prin Târgovna, Slănic, vă întâlniți cu ei. Una când funcționează... Și dacă stau? Nu, ele sunt funcționale și chiar făceam un valoare promovit și era anul trecut s-au adunat aproape 500 milioane de la ei. Asta nu a venit în buget. Dacă stăteam în curtea noastră, noi... Dacă e un pic mai solicită. Da, până să spun. Da. Și tot nu ne descurcăm anul. Nu mai așa. Aia, așa, sigur, așa, sigur. Deja. Dacă nu mai e, cum se descurcă cu... Cum se descurcă? Să descurcă ei. Da. Îți dau un în ideea că nu puteam să continuăm noi cu mașinile noastre? Adică ei ce pot și mai putem. Pentru că ei au fost, au avut avizele, toate avizele. Acum ne restricționăm mult mai de autorizație, nu mai de nimic ca să se face. Și îi spun clar, că nu îți dăm voie să depozitezi la noi, te duci unde vrei tu. Da. Și ei unde? A fost în bază unui contract pe care l-au avut odată. Păi, contractul ăsta nu se face. Tot vreau prezent. Tot vreau prezent. Nu-i tot la ăsta, la vreau prezent. Probabil că-ți mai este, zic că nu mai e. Asta e. A, dar facem și noi. Depinde de, ce mult privești. Pentru că, de exemplu, au o taxă mai mare și au interes să-și țină oamenii aia care mai au ei, au câțiva angajați acolo pe care și-i ține. Ăsta e interes. Nu, alt interes. Nu, nu, interesul este că e nu mai trece, că mai puțin mașină. Pe lună. Deci, 600 de milioane de cash. 600 de milioane de Eu zic să-i dăm. Dăm de doi nou. Nu, păi dacă stai și de trebuie așa, mă, un miliard, nu poți să închiriezi, pentru un miliard de la mașină, mă, la cine? Păi dacă ce, dacă eu pot să spun, dacă în trei ani de zile spun... Păi eu ce zic, dar, deci, ea se amortizează cu banii care ei. Păi ce, mă, nu așa, că se renouă un prim ban, adică la urmă, nu, preexistă vânzare, mă, nu. Nu de vânzare, am zis, nu, trebuie să ne dăm, finiși, gata. Ai șansă mai. Să-și facem cum să-i dăie pe 6 bani. Dacă ei au un contract de dus cu noi, nu putem să facem noi un contract cu ei, le dăm mașină să fie să iei ea și cu noi nostru? Dar n-am putea cu altă variantă. Nu am putea cu altă variantă. Din banii ăia, n-am putea noi să beneficiem și noi la plata gunoiului. Să-i băgăm și noi, ca să mai reducem un pic din taxă. Să-i intestim bariere. Domnul Micu, aici este o investiție. Aici e cea mai mică taxă din județul Bacău, 4,17 bani. Da. Asta e datorită nouă a populației. Absolut. Datorită nouă. Banii ai băgați în drumuri, băgați așa, e bun. Așa, trebuie cum... Dacă vrei să cheltuie niște bani, cheltuie în secundă. E luminat. Dacă... Ce să faci cu el? Oricum faci subvenții la... Da. Deci anul trecut nu s-au dat un miliard și ceva pe gunoaie. Deci banii luați pe mașini, iar nu plătit gunoaie. Deci ea ți-a plătit gunoaie. Deci tot acolo s-au pus, chiar dacă nu... Și am cedul, mă dați cu doar de două chine. Săptămâna viitoare. Am primit cifrele, lucrăm la ele, săptămâna viitoare vreau să facem ședință cu consiliul de aseară. Ia. Așa mă duce, da.
Da, dar sunteți de acord cu Daniela? Da. Cu apa nu mai spune ceva? Haideți să aprobăm bugetul săptămâna viitoare și vă spun exact. Dar ne gândim întâi înainte de apă, că ne trebuie canalizat. Că dacă ne dați apa, dar de unde se diversă apa? Și vreau să vă zic. Domnule, ăștia din oraș aduc câini la noi, maschează, am înțeles că cineva a văzut mașină cu pisăs o haină pe umăr, pe număr, și le-a dus acolo la mare Munteanu și a dat drumul la câini, acolo cred că vreo 20 de câini. Din constația de autobuz, iar la tel, sunt și cu crotale la urechi. Am impresia că ăștia... au și crotale la urechi, mi-a confirmat. Eu n-am văzut, dar că sunt crotaliați. Păi asta trebuie să interdisperăm. Că sunt convins că ei, ăia de la adăposturi, îi trimite, dar ei încasează niște bani pentru întreținerea lor. Deci? Trebuie să depistăm treaba asta. Deci lumea nu mai poate să... Da, și dă drumul la mânăstirea ca așa? Asta nu vezi. Clar. Dar se gândă o mânăstirea. Au vărut și la mine, dar nu cinci. Dar am mai fața la și la mânăstirea. Ce că stația de autobuz? Nu sunt prătăria, la măcar și las la măcar. Nu sunt prătăria, dar sunt. La măcar, da, știi tu aia. Și la uiță. Eu sunt la măcarul. Domnul privat. Eu, toată lumea să plânge, nu pot să las o pasăre care, de exemplu, n-au gar la credință. Doamna președinte. Doamna președinte. Da, și eu m-am scutat. Ce se întâmplă? Sunt cetățeni care nu au drumul la pasăre în grădină, nu au gar bun. Nu ne-a crede vulpii. Noi ăștia au dat tot. Tot ce plăsește e... Da. Mă dă pe băieți, la ușor casă, clar. Acum animalele nu au nicio vină. Uite, doi sunt chiar în față la domnul secretar acolo, care pe șnarul și gardul, mine, și la mea. Sunt doi care stau acolo de un an. Și de asta toată stau acolo. Doi sunt. Stau mă râd, săraci, eu chiar le-am mai dat mâncare. Mi-e milă de ei, că sunt animale. Dar problema este că să găsim soluția să nu mai dea pierdut unul și câinii ăștia. Eu eram odată în fața spitalului, lângă mașină. Chiar m-am speriat. Odată cu o săgeată în aia cu anestezie, la un câine, erau vreo patru, și o schiorui chiar lângă mine, au crezut că mă mușcă pe mine. O luă, săracul câine, era cu injecția aia în el, o luat cu gura aia, au scos-o jos, câinele, odată jos, și zicea, mă urmărește, vedeți unii care. Dar eu întreb pe aia, băi, dar ce faceți cu ei, unii duceți? Dar unul zice că la adăpost. Și adăpost, mă. E, unii putem și noi. Da. Aia, când e din fața spitalului, toți eu îmi bunesc. Unii, păi, tot pe la noi, pe la, numai la noi. Poate duce și o parte aia. Înseamnă că dai pline și duce la unii ăștia. Păi, cred. Asta ar fi zis la soluție. Dar nu, serios. Dar exact ce cu locul. Trebuie să găsim o soluție. Noi angajăm și noi o India când ăsta să-i prindă și ducem în oraș. La ei, înapoi. Păi ce se face? Schenivăște, nu? Nu, doar dincolo. Care mai în sfârșit 5 metri? Ar trebui să ne interesăm un pic de chestiunea asta, pentru că devenim periculoase acum unii sunt școli și unii vorba de copii. Vorba de copii, da. Mai primim, suntem rural, toată lumea are câini, toată lumea, dar până se întâmplă o minune și a văzut să luăm un pic legătura cu domnul doctor, da, după ce trece testa asta, că până atunci mai nu trece, nu? Trebuie cu 45 de zile. De ce? S-a mai găsit ea? Da. S-a făcut 45 de zile. S-a făcut 45 de zile.
Deci, iar, 40 de zile nu avem voie. Da, să nu se vedea asta. S-a închis, s-a rușit târgul, dar... Părea să pot face, dar să pot termina de ilegale, știi? Dar înțeles că deja de oameni dă drumul de la lui. Și îți dă cu adeverință, cu tot ce vrei. Înțeles, ci legal, ilegal, e clar, nu e... Sau dacă... Și eu m-am înscris pe listă, m-am înscris pe listă. Am făcut și sunt într-o corespondență cu Onești, încă de anul trecut, vis-a-vis de ce ar însemna să ducem noi la ei și să ne spună cât ne-ar costa întreținerea. Da. Și am discutat cu domnul Demaș, cu Picrăunul Paris și cu Acrăinii, toți. Nu, Și ce-i prins pe teritoriul Mănăstirea Cașin și e recunoscut din Mănăstirea Cașin, ăla trebuie să-l plătești, obligatoriu, nu îți plătești nimeni în întreținerea. Ce-i prins de la Onești, normal că trebuie să-și asumă Onești cu ce-i al lui și ce-i part de el, nu? Corect. Vezi că e normal. Dacă nu le amestecăm, ia canul, n-a făcut canul. Ne găsim acum și învărtim banii pe mare. Dacă nu faci un pare că de Onești, ia... E o idee, dar nu o idee. Nu se poate așa ceva, dar nu e așa ceva. Se poate din piele box. Nu o să mai iau așa ceva. N-ai voie să faci așa ceva. Nu o să mai iau așa ceva, nu o să mai iau așa ceva. Nu. E ca să iau. Nu există zi o moare, zi valorifici. Nu mai... Mă, nu mai faci. Nu o să mai faci. Nu o să mai faci. Da, haideți. Am avea expor la chinești. Eu vreau acolo la Bălăceanu să aruncă tot felul de gunoi, dar și lumini esențiale. Pur și simplu, pune marginea drumului, dacă ar dat ai lumini de acolo. Dar ați văzut, dar ați venit cu budoze de atâtea ori, de atâtea ori. Gata, imediat, acum, pământ, țiglă, asta, cărămidă, tot de la devorări. Dom'le, trebuie neapărat pus ori o cameră la vedere. Acum și eu afectat direct prin faptul că eu am terenul ăla de pare acolo. Ce fac? Coboară pe drumul ăla și nu mai merge până în capul la manul, la marginate. Aruncă acolo la mine, exact unde trebuie să o zic. Eu am făcut de atâtea ori curățenie acolo. Le-am rugat și pe domnul vice când merg cu ăștia de la ajutor să mai facă. Dar aia ce fac? Dau foc acolo la gunoaie, dar de exemplu borcanele și sticlele nu ard. Rămân acolo, de aia până trec. Trebuie neapărat la măsură. Mai fă un loc în client. Domnul primar, nu poți? Clientul îl căutați dumneavoastră pentru că eu trebuie să-ți asta. N-am să stau să-i păzesc terenul în mâncare. Cred că nu mai găsă pasnic acum. Da, dacă ai o neplăcere... Eu sincer să fiu... Dacă ai o neplăcere... Nu pot să fac pasă, aș putea să mă duc să stau acolo cu o stortă. Eu atunci o să vin și o să amendez proprietarul terenului. Nu. Ba da. Eu zic să da. Fac, eu fac la mediu, fac pentru că primesc acolo gunoaie și o să mă amintesc din asta. Deci eu pot să vă dau un singur... Haideți să vedem. Dacă mergeți și întrebați, dacă nu se poate, dați pe mediu ca alții acolo. Dar vă spune eu cine vă spune, vezi că a dus ăla sau a dus celălalt. Deci ei se poate să zic, dacă mă ați luat o afli, dacă nu se poate. Deci dacă vreți să fiți o primar, fiți bun. Deci eu știu, e fac ce n-am văzut. Și eu sunt sincer să fiu, nu
nu vă pot da pe niciunul, pentru că eu care-i problema? Dacă nu înseamnă că ești copărtaș. Așa sunt vrei. Ești copărtaș, la ce acum care e tuzat cu pești? Oricum, dacă dacă dau cu adică, ce mai sunt mai la vedem. Nu cred. Nu credeți? Nu. De ce nu credeți? Nu mai sunteți băie, băia bun. Nu, mai lasă loc. Vă mai plătează? Dacă se mai franjă, băia mea, lasă așa. Dacă nu mi-a dat pe ce nu puteți ceta cu el, că după aia... Când te mai plătează, dacă te vrei, dacă te vrei, să-ți poți să spuie. Sau la penelezi la mine. Dar tu dacă vii, dacă vii, surpreză la domnul primar, te ții te mai plătează? Consiliere, exact, de mai portiala. Pentru că avem bun simț, azi, nu ne simțim. Ce ai pe fac în rege? Gândiți-vă, acum poți vorbi. Domnul consilier, trei. Domnul, lăsați să-ți scrii la punct. Domnul, lasă-mă. Aba, termină. Domnul, hai să termină. Dar tu ai vrut să ne schimbăm? Nu ești bădărăm în curte. Și că mergem să schimbăm. Haideți să schimbăm un pic viziunea. Nu putem de aici. Avem șanse vreodată să o beton, nu să o betonăm, să punem un asfalt, că vă aduceți aminte în 2004, când ați intrat în asta primar, a fost un proiect să să asfalteze de aici de la Nelu Geană, vă aduceți aminte, da? Era da, consilier. Da. Pe acolo, pe partea Tulien Dima, să iasă până la Eugenul Zic. A fost da, proiect să asfalteze. Până la urmă s-a asfaltat nicio porțiune, nimic. Deci s-a schimbat... Nu s-a schimbat. Dar de ce nu s-a continuat? Care e problema? De ce? Nu a fost sursă de finanțare, domnul Gina. Dar atunci când s-a făcut proiectul, parcă era și o sursă de finanțare. Dar de aceea o promisiune. Nu, nu era nicio sursă de finanțare. Era promisiune, au fost multe. Însă, e clar că ceea ce... Ce spuneți dumneavoastră, și artera asta de aici, de la da, Geana și până la Lupești, este una dintre principalele artere. Numai că, din păcate, atunci când s-a făcut punctajul, a trebuit să respectăm. Noi v-am explicat atunci cu lux de amănunte cum s-a făcut și ce s-a făcut. Trebuiau să treacă prin anumite obiective culturale, să facă legătura cu proiecte europene, să cerce porțiunile astea în țară. Nu aveam cum să o băgăm. Vă dați seama că era interesul meu? Era drumul prea lung. Obiective. Nu avea niciun obiectiv din cele enumerate, ca să primesc punctajul. Și așa noi am primit 49 de puncte pe proiectul ăsta și a intrat la a doua etapă la finanțare. N-a intrat din prima etapă. Dacă nu făceam așa, nu primeam finanțare nici pentru asta, da? Din cauza asta. Dar există și un dar. Acum, cu drumul Morei, e clar că poți să faci legătura stânga-dreapta cu el, pentru că te legi de un proiect european, da? Perfect. Va fi, perfect. De asta am băgat drumul Morei la... Și din cauza asta am băgat drumul Morei, ca să poți să-l tai, să poți să mă leg de el stânga-dreapta. Da, ar fi șanse, da? Ar fi șanse, da. Nu mai vorbim sănătate. Cam atâta. Da. Domnul primar, am fost de una zi dincolo spre Scutaru și am văzut că la pisat acolo, porțiunea de drum acolo, vasă de obiect, e posibil să vedem din cuciu simplu. Eu zic că e cazul să luați și faceți discuțare din timp la direcția transitiană de drumul și moduri, patron, să vină să rezolve problema că cine știe ce accidentul se desemă acolo? Văd că se tot surpă... Am tot făcut la drumul județean, da. Văd că a mai rămas o porțiune foarte mică de trecere. A rămas o jumătate de... Bani. Deci, mai pistonat, mă face să pistonat, să nu zic stai bani, dar trebuia să spuneți de mult, că nu știu ce și da. E important să mare asta. Da. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Da. Mulțumim. Da.